Йо вас салут, стимас приятень. Я вас приветствую, дорогие друзья. Астаз авем ун субъект фарти импортант, кари дорес са ладук ла куноштенца думневастр. Ши цини де батая дежок дин партия гувернерий адресаты фиекарой четатян дин Република Молдова, деспре шмикерили комисии пентру ситуации ексепционали, деспре акизители де газы дин импромутул БЕРД де 300 миллионов де евро, каре авем мулчи бине салакитем, деспре позиция președinții despre ce se întâmplă în domeniul gazelor naturale și alte subiecte importante. Fiecare cetățean din Republica Moldova, acum câteva săptămâni, au fost marturi la mai multe dezvăluiri. V-am demonstrat cu probe cum, chiar și în luna mai, când prețul la gazele naturale era în jur de 300 de euro, aproximativ 300 de euro mii de metri cub, în Republica Moldova ele continuau să fie cu prețul de 1000 de euro. Am văzut mai mulți politicieni, miniștri, inclusiv doamna președinta Maia Sandu, care cumva au încercat să-i apere pe colegii lor de echipă, de partid, și am văzut mai puțini care să iasă, mai puțini politicieni care să iasă cumva în susținerea cetățeanului, care achita dublu sau chiar în două ori jumate mai mult ca unele companii private, sau chiar pot să vă spun că această tăcere, eu am mai explicat-o, că inclusiv din așa numite opoziții, cineva avea interesul ca acest business paralel să existe în Republica Moldova. Știți cum? Cumva s-a întâmplat că gazul e unit la noi pe toți. Și pe cei pro-europeni, și oleac pro-europeni, și oleac pro-rasiski, și oleac pro-moldavski, și toți împreună. Am avut o sarcină foarte grea, deoarece trebuia să prelucrăm sute de, sau chiar pot să spun mii de pagini, nu doar din contractele care au fost ascunse de dumneavoastră și sunt ascunse unele în continuare. Am avut de lucru care nu mi-a permis să fiu poate activ și să comentez fiecare zi și ei se întâmplă în țară, așa cum o fac unii politicieni, luptă numai pe Facebook. Dar știți cum? Important rezultatul acestei munci, care astăzi îl voi prezenta dumneavoastră. Să le luăm pe rând. Prima. Ieri am primit o scrisoare de la Andrei. Ca urmare a adresării partidului nostru către Comisia Situației Excepționale, am făcut și o conferință de presă, țineți minte, da? Și cumva am cerut ca Comisia pentru Situații Excepționale să adopteze o dispoziție prin care ANRE-ul să fie obligată să aplice tarifele noi la gaze naturale pentru consumatori finali, aprobate prin hotărârea ANRE din numărul 312 din 7 iunie 2023, cu efectul retroactiv, începând cu data din 1 februarie. Deci, la conferința de presă v-am prezentat adresarea noastră, că să nu fie așa deștept și cum cândva cu data din urmă au scumpit gazul, că ANRE-ul a fost
obligat să o facă prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Fix așa am rugat prețul nou, după tot scandalul și dezvăluirile care au avut loc și ei s-au speriat și de la 29 de lei l-au coborât la 18, nicătând că trebuie să fie 9 lei 50. Deci, tot așa, retroactiv, să ne facă prețul la 18 lei la fiecare cetățean din Republica Moldova și pentru fiecare agent economic, începând cu data din 1 februarie. Deci, cererea a fost adresată către Comisia Situației Excepționale, care este unica instituție competentă să adopte astfel de acte normative. CSE, cum spun moldovenii, включила дурочку și au retransmis cererea noastră la ANRECA și se pronunță. Știți cum? Ca iar ca să facem ca cu patlajele, cu roșele, ca să fie mai simplu. Pur și simplu nu pot să-i pun pitați pe părete. Închipuiți-vă dumneavoastră o situație. Și ar însemna, adică fac o comparație că noi ne-am adresat Comisiei Situației Excepționale să oblige ANRE-ul, dar el l-a dat ANRE-ul, n-a scris și v-a lăsat și partidul nostru înapoi. Deci Comisia pentru Situații Excepționale a făcut același lucru prin acest mișmaș, da? Cum ar fi o situație banală din viață. Închipuiți-vă, iată, am văzut mai mulți ani în urmă, mai multe video, când Peleu era în coaliție cu Peledimie, cu PD, și așa mai departe, Mihail Fiodorov Ghimplu umbla pe la discoteci. Ați văzut video-ul ăsta, așa, dansa frumușal, oleac ca Radș Capor, oleac ca... Bogdan Titamir. Și dacă închipuiți-vă în aceea seară, la acest video la ProTV, când Mihail Fiodorov dansa, cumva s-a surprinit așa o situație banală, cum la noi se întâmplă la mai multe discoteci din Republica Moldova, și nu doar Moldova, asta poate să întâmple orice seară de pe glob pământesc. Închipuiți-vă că de la Mișa Ghimpu atunci la discotecă o zalitit vă fat. Adică a rămas însărcinat. Mihail Fiodorovici a făcut-o pe neznaiu, cum zic românii, și doamna cu copilul, de an după ce l-a născut, a văzut că Mișa nu vine la rodom, nu vine la botez, nu vine la cumătrie, cere prin judecată alimente de la Ghimpu. Și îl obligă cumva judecata să achite aceste alimente. Acum, în loc de zvie la judecată Mihai Ghimpu, sclarifici cu fata de la discotecă, închipuiți-vă că în locul lui vine paista, vine Igor Dodon. Cum poate judecata să-l oblige pe Dodon să dea alimentele în locul lui Mișa Ghimpu? Asta așa v-am dat un exemplu din viață. Fix așa, cum Comisia pentru Situații Excepționale, cladând și m-am adresat, băieți, fix așa cum ne-ați ridicat prețurile cu data din urmă, fix așa, vă rog frumos, cu data din urmă coborâți la oamenii prețul și de ce am spus data din 1 februarie să fie făcut recalcul? Deoarece atunci era prețul la gaz în jur de 500 de euro, de dolari, pe piața europeană. Deci, CSE-ul dă adresarea noastră către ANRE și spune scrieți ceva lăsate. Însă ANRE, prin scrisoarea care am primit-o ieri, a s-o public pe internet, să o citească fiecare cetățean, fiecare jurist, fiecare expert economist din Republica Moldova, să nu-i dau citire tot textul, a recunoscut că ar putea să aplice tarife cu efect retroactiv în cazul adoptării de către CSE a dispoziției respective. Adică cumva ANRE au zis, băi, CSE, cum mă spui, nu așa să facem. Astfel, ANRE, prin această scrisoare, confirmă că efectul retroactiv poate fi aplicat dacă CSE îi va obliga, așa cum e obligat în, la 27 ianuarie anul 2021, când cu data de urmă ne-a ridicat. Dar noi, în cererea asta, ca tare, fix asta am solicitat, ca CSE să emită dispoziția obligatorie pentru ANRE. CSE, puteți o leac de experți, o leac de ONG-ști, o leac de oameni buni, a înțeles că a nimerit în capcană propriei prostiei,
Deoarece nu poate explica populației, deși pe 27 ianuarie 2021 optut ridica prețul la gaz cu data din urmă și a dispus aplicarea tarifelor mai mari cu efect retroactiv, dar pentru a aplica tarifele mai mici cu același efect, acum nu poate. Of! De aceea și-a preferat ei ca atare să nu răspundă la cererea noastră, dar eu retransmis-o Andreu, făcând-o un sap ispășitor. Acum noi, văzând toate aceste manevre deștepte, cum le par lor, și noi nu dormim, stimați cetățeni, și împreună cu juriștii, cu avocații, noi pregătim acțiunea în judecată și vom cere ca CSE să fie obligat să examineze cererea noastră și să se expună în privința aplicării tarifelor la gazele naturale mai mici începând cu 1 februarie. Vom vedea cum ei vor explica de ce tarifele mai mari pot fi aplicate cu data din urmă, dar tarifele mai mici nu pot. Așa că asta ar fi pentru noi unica soluție să punem sub șah la moment Comisia pentru Situații Excepționale și să ne răspundă nouă comisia, că la ei ne-am adresat. Bine că eu transmis-o lui domnul Untilă la Andrei și noi o trimis-o lui domnul Bolea la Ministerul Agriculturii. În general, să ne răspundă ei, poate, înțelegeți? Așa că asta o să fie șah pentru Comisia Situații Excepționale. Continuă în același mod, nu reacționați, continuați să ne faceți proști, domnule Recean. Atunci matul deja, nu șahul, o să vă-l fac împreună cu toți cetățenii de Republica Moldova, care mii de oameni o să meargă cu mine la judecată ca să lupte nu doar pentru buzunarele lor, dar până la urmă să obținem o victorie. Că și dumneavoastră, domnule Recean, și toți membrii comisiei, în cauza victoria noastră, sunteți cointeresați să achitați un preț mai mic ca comisia dumneavoastră să oblige Andreu să schimbe prețul cu data din urmă. Așa că, domnule Recean, nu vreau să fac politică, nu politizez problema, nu fac populism. Cererea care v-a fost adresată au fost făcute referiri și la procesele de judecată care le-au pierdut unii cetățeni care, prin judecată cumva, au vrut să vă interzică, să ridicați prețurile cu data din urmă. Judecata atunci s-a pronunțat clar că nu, că ați avut dreptate și aveți posibilitatea să ridicați prețurile cu data din urmă. Am ușerim și ați venim cu toată țara să coborâți prețurile, să le faceți mai mici tot cu data din urmă. Ceea ce ați inventat voi, tot nu rugăm să inventați ceva nou. Tot prin această metodă o să vă rugăm să coborâți prețurile. Așa, deci după conferință de presă, scrisoarea Andreului o să poată citi fiecare cetățean din Republica Moldova, fiecare jurist, jurnalist care o să dorească să pătrundă în esență. Nu așa de mare. Of! Mergem mai departe. La mai multe conferințe de presă, în emisiunea Secretele Puterii cu Alex Cozer la Jurnal TV, Puterea Patra cu domnul Gonța, emisiunea Pe Factam cu Iulia Fiodorova, am discutat, am demonstrat prețuri, data de intrare, ce s-a făcut cu banii publici. Dar mai mulți experți, funcționari de stat, menționez, mi-au spus că, domnule Usate, sunteți bravo, dar să știți că sunt foarte multe întrebări și cu creditul de 300 de milioane de euro, care tot rămâne pe spatele cetățenilor, și anume despre achizițiile de gaze naturale din împrumutul BERD de 300 milioane de euro. Când v-am spus că s-au prelucrat sute mii de pagini, s-au verificat mai multe informații la Energocom, la Guvern,
și nu doar, împreună cu mai mulți specialiști care nu au frică și nu au dorință de cumva proteja, ascunde adevărul de cetățenii Republicii Moldova, împreună cu unii foști și actuali procurori, am elaborat un material. De ce am făcut acest lucru? Doamna Maia Sandu, în unele interviuri, la unele emisiuni televizate, a spus: eu n-am avut nicio informație, eu nu am nicio probă că s-a făcut ceva ilegal. Acestea tot sunt niște povești pentru a denigra imaginea lui Andrei Dominatoru sau nu știu cui acolo. Tare atent dumne ei, cumva așa făceau un cruc de 180 de kilometri să nu-i pronunț numele, dar era clar că acest mesaj îmi este adresat mie, deoarece toate dezvăluirile le-am făcut eu și informația tot am prezentat. Ca membru de echipă, ca șefa echipei, dumneavoastră are tot dreptul să-și protejeze colegii. Când fac ceva greșesc, dar decizia îi aparține dumneavoastră să-i apere în continuare sau nu, dacă se comit unele fără de legere. Mă doare altceva. Doamna San, dumneavoastră nu sunteți specialist în gazele naturale. Dumneavoastră nu aveți informația de pe toată piața gazelor naturale. Dumneavoastră aveți informația care vă dau unii ONG-ști, unii colegi de partid și dumneavoastră și vă spun ei și ei vorbiți la televizor. Ca dumneavoastră să nu mai aveți posibilitate să spuneți că nu am știut, nu cunosc, nu există nimic. Dumneavoastră, ca președinte de țară, erați, cred că, obligată, nu-i cu cel mai potrivit cuvânt, dar poate să fie folosit și cuvântul obligată, dumneavoastră ați avut dreptul, ca președinte de țară, să solicitați Procuratura Anticorupție, CNA, Procuratura Generală, SIS, vă două ONG-uri, tot de voastre, care deja n-au ochi să-l vadă pe spână, să verifice informația care a prezentat-o USAT-ul. Dumneavoastră și sunteți procuror, colaborator SIS-ului, măcar fost procuror anticorupție, ca să vă dați cu părerea și ilegal și nu ilegal. Dumneavoastră ați văzut încă o dată, repet, și ați participat personal doar la unele negocieri și știți doar despre unele contracte, despre procurarea gazelor naturale, despre condițiile contractelor, despre licitația, problemele care au avut loc la licitația, tranzacțiile care au avut loc directă. Dumneavoastră n-aveți unii să cunoașteți, că eu până nu ne-am luat experți, specialiști, încă vă spun, și din structuri de forță, și unii, apropo, din oameni buni de voștri, care aveți și oameni buni, trebuie să recunosc, și ei m-au ajutat la verificarea tuturor actelor și așa mai departe. Dumneavoastră trebuie să spuneți, să se expună o grăgană de drept, i-am sesizat. Dumneavoastră nu ați spus și ai spus că nu e așa, că nu, că eu știu, că asta e. O întrebat, doamna Raț, clar, dar dumneavoastră de unde știți? Cine vă dă informații? Păi, mă, coleac, ați buxuit, ați plicit până la urmă porvânul privat și ați dat mai departe. Este incorrect și de asta, da, nu ține de... Eu nu sunt obligat. Eu sunt obligat acum toată informația acumulată despre ce am vorbit în ultimele săptămâni și despre ce voi vorbi acum. Eu voi depune la Procuratura Anticorupție, la SIS, la MAI, care nu... O să depun la toți și organele de drept lasă-i să lucreze. Și voi face și un excepție. Voi trimite și dumneavoastră ca președinte de țară, necătând că nu trebuie să mă adresez la dumneavoastră, trebuie să mă adresez la organele competente, ca dumneavoastră
Chiar dacă nu o să înțelegeți și scris aici, necătând că e scris foarte simplu, foarte clar, cu dată, evenimente, tranșe și așa mai departe, poate să înțelegi. Încă o dată, orice conducător de țară n-are dreptul să spui ce este adevărat ori nu. Dumneavoastră puteți să spuneți e adevărat ori nu, dacă ați fost cu Mișa Ghimpă la discotecă ori nu. Dar ce este ține de întrebări de situații și sunt din nivelul de interesul național, de securitate economică a țării. Organele să se expuie. Of! Prieteni, aici e cam mult, am încercat să fie foarte scurt și nu știu cum procedez, că totuși în formă verbală să fiu sigur că ajunge toată informația asta la cetățeni. Vă pun pe scurt, și foarte corect, până a depune la procuratură că ceea ce voi prezenta acum trebuie să fie cumva comasat cu materialul care îl prelucrăm, chiar am mult mai mare, despre ce am vorbit în ultimele săptămâni, în ultima luni de zile, și toate acestea împreună vor merge la organele de drept pentru verificare. Și știți ce e de interesant? N-am făcut-o doar ca informație, de asta și am vorbit cu procurori actuali, foști, să ajute, ca să fie și întrebări clare, nu doar informații, că știți cum, cumva poate fi citit și cumva să piardă sensul și, sau să nu aibă unii reprezentanți din organele de drept manevre. Deci așa, despre achizițiile de gaze din împrumutul BER de 300 de milioane de euro. Deja în spațiu public este constatat și toți sunt de acord că Energocom a utilizat cele 300 de milioane de euro din împrumutul BER pentru procurarea unor volume de gaze naturale. Așa. Deci, acești bani au fost un împrumut BERD-ului. Numai că gazul, până la urmă, ca și în alte unele situații, au fost procurate la prețuri nejustificate de majorate față de prețurile europene la acest moment. Plus la toate, la introducerea acestor gaze în Republica Moldova și la vămuirea lor, au fost adăugate cheltuieli logistice deosebit de mari pentru transportarea gazelor până în țară. Fapt ce în final a rezultat un preț final fantastic de mare pe care îl plătesc toți cetățenii Republicii Moldova și astăzi. Da, este vorba despre un management defectuos din partea șefilor Energocom și a conducătorilor de la guvern. Dar ultimii motivează aceste deficiențe prin lipsa experienței, criza energetică, Energocomul nu a avut experiență și doar de câțiva ani au fost implicați cumva în cumpărarea, vânzarea gazelor naturale și multe altele. Încă o dată, prieteni, o să vă public tot raportul și o să fie transmis la toți reprezentanții mass media după ce finalizez conferința de presă. Dar din cauza că au fost încă o dată comentarii și miniștri și colegii lor din partid și doamna președinte, pentru a dezbate invocările menționate și scuzele mediatice ale factorilor de decizii, este necesar de prezentat detalii privind cum s-au cheltuit mijloacele bănești date, adică cum s-au trucat și manipulat procedurile de cumpărare a gazelor naturale, acțiuni ce au dus la așa costuri mari de achiziții pe care le avem. Doar așa putem să combatem astăzi poziția lor, oamenilor buni, că nu există probe de încălcări, iar rezultatele care le avem
Sunt doar urmazi a crizei energetice, așa cum bagă ei la, în toate interviurile și la toate televiziunile. Punctul 1. Creditul de la BERD a fost constituit din două tranșe. Tranșa 1 era în valoare de 100 de milioane de euro și tranșa 2 200 milioane de euro. Prima tranșă a fost folosită în perioada octombrie 2022 și până la începutul lunii noiembrie. Deci, important aici. Din această cantitate totală de gaz, adică 94 de milioane de metri cub de gaz, da? Adică 94%, a fost acordat companie Eru Group GmbH. Despre dânsa am vorbit o luni de zile la fiecare emisiune și conferință de presă, care face parte din holdingul Eru Group Ucraina, în frunte cu vestitul deja cetățean William Copols. Ca să fie clar, practic toate licitațiile din tranșa 1 de 100 de milioane de euro au fost precum că câștigate de Eru GmbH și respectiv practic toți banii primiți sub dobânz consistente plătite de Energocom către BERD, circa 92 de milioane de euro, au plecat în conturile firmelor conduse de fostul expert la achizițiile anterioare ale Energocomului în toamna 2021. Aici este necesar de a solicita ca Energocom să facă publice procesele verbale ale achizițiilor de gaze naturale din perioada 25 octombrie-2 noiembrie 2021, unde William Copos este înregistrat ca expert. Iar declarația domnului Andrei Spânu, din cadrul emisiunii Cutia Neagră, că William Copos era consilierul prin intermediul ONG Expert Group, necesită a fi verificată din următoarele considerente. Chiar dacă au legalizat implicarea în achiziții a lui William Copols din anul 2021, printr-un contract cu acest ONG, să-l prezinte public pentru ce perioadă au fost contractate serviciile sale și în ce ele constat acest serviciu. Corespunzător că acest William Copols să devină atunci consilier legal al Ministerului Infrastructurii, în urma ca ONG Expert Group să încheie un acord de proiect cu careva autoritate centrală a Guvernului sau cu Ministerul Infrastructurii sau cu APP, că este fondator al Energocom, până la urmă. Iar pentru serviciile cetățeanului străin trebuia cineva să plătească la urmea urme. Dacă aceste servicii au fost plătite la acel moment prin intermediul unui acord cu vreo structură a guvernului, atunci nici o firmă din cadrul Eru Group nu poate să participe la licitații de gaze naturale din Republica Moldova din banii împrumutului BERD, din cauza conflictelor de interese a lui William Copols. El trebuia să declare acest conflict de interese încă la etapa de precalificare organizată de către Energocom în vara anului 2022. Pentru dreptul de participare la licitații, deoarece această restricție era stabilită în punctul 4.3 al documentului de precalificare publicat pe site-urile Energocom și obligatoriu spre executare pentru toate părțile implicate în proces. O altă firmă din acest holding, Eru Trading, care tot se subordonează lui William Copols și care nemijlocit asigură transportarea și livrarea gazelor pentru Eru GmbH, încă din anul 2021 este subcreditare tot din partea BERD. Prieteni, ca să nu vă dau toate dale, încă o dată lui Publicalic, sunt mulți jurnaliști de investigație, mulți economiști, experți, știți, vă rog frumos, atenți și o să fiți surprins, plăcut de rezultatele muncii noastre în perioada ultimelor săptămâni. În concluzie, compania Eru Europe GmbH
А фос лобатыш фаворизаты дефактори дидичизи, а и нергуком ш министерула инфраструктуре, а и луспыну пятунч, супа кордул тачит, а репрезентант лыберт, хадис ли спунем пенуми, Республика Молдова. Пентры канлуна в октомбре, ноембре, доуми дождой, сапартич пила личтати ди прокураря газовым валуаре ди 100 ди миллионе ди евро. Дин карьеру афос деклараты каштигатор, практик пе тоате, ша примит пе контур ли сали апроапе тоата сума преконизаты пентру акизити ли врынграз. Ла прецул, ди кытива орь май мар, ди качели европени, энзили ли личтативур. Пробабил ка прима дата на история мундиала акизителя афос зили кэнд энергокома эффектуат кэти доу личитатий ин ахеяш зи импортант. Пенту а прокура газе начало шлок деливраре, вот кэнд фаптул ка фондаторул АПП, агенция проприетес публича, ля пермис ачес лук. Ка результата май мултор акционь. Афос зиле кэнд энергокома прокура делаеру кэти доу кантитет сепарати ди газ, дар ку ачелаш прец де акизити. Уни логика ш уни мишмаш. Некатынд ла фаптул ка ну эра ничо урдженцы ка са грабяска келтуиря баньлор дестинац акизитилар. Яр дупа ачести акизити ин зилле урматуаре, скадя прецул де референции европян, ше энергоком прокура дежагаз, купрес маймик, дар тот де лаеру. Астфел, инаинти ка с декларе ка тотул есть нормал, ку контракте ли де акизиси ж, са публичи ин деталей информация привин туати процедурили де акизиси организати ку индикаря датей ши орей, ши прецулы максимум де акизиси, стабили де АПП. А прецулы ку каре са кумпарат, ше че кантитати де газ. Я татунси вор де камуфлат туати манипулерили, де скрисы ше кяр май мулти, каре ау дус ла прокуреря газлы, ку аша прецур не буни, птем сле споним. А фор ше транша дой, в валуаре де 200 ди миллионе ди евро. Тот кредит, каре тот молдовени тресал скуат слакити дим бузнарь, această sumă de 200 de milioane de euro a fost folosită în perioada noiembrie 22-ianuarie 2023 pentru procurarea circa 210 milioane de metri cubi de gaze naturale. Din această cantitate, ieruiar, compania noastră fermecată, a câștigat dreptul de a livra circa 174 de milioane de gaze naturale, adică 82%. Din toată cantitatea. Pentru ce a primit pe conturi suma de 169 de milioane de euro. Acum comparați aceste cifre privind implicarea firmei Eru Europe GmbH în procesarea banilor creditului BERT pentru Energocom cu cele declarate recent de către Energocom și alte structuri abilitate despre cantități de gaze care au fost câștigate de ieri la licitațiile petrecute. În concluzie, să confirme sau să infirme public Ministerul Energiei și Agenția Proprietăți Publice următoare informații de interes absolut public pentru toți consumatorii de gaz Republicii Moldova. Primul, prin care act juridic, contract de prestare a serviciilor sau acord a devenit William Copos, consilier al Ministerului Infrastructurii din toamna anului 2021, începând cu ce dată și luna din acel an, când a expirat mandatul său în cadrul Guvernului Republicii Moldova și cine i-a achitat serviciile. De asemenea, de sumă integral i-a fost plătită, de asemenea, ce sumă integral i-a fost plătită acestui cetățean străin. 2. În caz cu William Copols și-a desfășurat activitatea de consilier anunțată de Andrei Spână din partea ONG Expert Group, atunci să fie publicat acordul între ONG-ul dat și guvern și să fie specificat cine în final
aplătit serviciile ultimului și din ce surs. 3. Dacă William Copos era consilier al Ministerului Infrastructurii, la data de 25 octombrie 2021, atunci conform cărui ordin al Ministerului sau al directorului general al APP, domnul Cozona, care era pe atunci, a fost detașat acest cetățean străin ca expert în cadrul Energocom pentru a participa la licitațiile din perioada 25 octombrie 2021 începutul lunii noiembrie 2021, urmarea cărora compania Iero a reprezentat unul din câștigătorii acestor licitații, compania PGNIC Polonia, la care a fost vicepreședinte Macieș Vozniac, care a luat ulterior locul lui William Copos ca expert la Energocom, începând cu luna aprilie 2022. 4. Care a fost graba care a permis Agenției Proprietăți Publice și Energocom să organizeze în luna octombrie 2022 câte două licitații de achiziție a gazelor în același loc de livrare și de la aceeași și de la același participant, iarăși Iero, chiar cu același preț de cumpărare în ambele cazuri, preț care era cu mult mai mare decât prețul european în aceeași zi. 5. De asemenea, să publice în detalii informația privind toate procedurile de achiziții organizate cu indicarea datei și orei a prețului maxim de achiziții stabilit de APP, a prețului cu care s-a cumpărat și ce cantitate de gaz. Iată atunci, se vor decamufla, cum am spus, toate manipulările descrise de ei, chiar și mai multe. Că ele, încă o dată, au adus la faptul că gazul s-a cumpărat la un preț mult mai scump decât era posibil de fi cumpărat. 6. Dacă într-adevăr APP stabilea înainte de fiecare licitație un preț plafon maxim de achiziția gazelor, care în majoritatea cazurilor a fost cu mult mai mare decât prețurile bursierii europene reale, atunci se explice de datele cărei burse energetice se conduceau în acea zi și să răspundă cum această informație bursei date așa pot primi doar participanții care se abonează oficial pe bursa dată și plătesc abonament. Din ce considerente s-au condus Energocom și APP când au pornit să cheltui 200 de milioane de euro din tranșa 2 al împrumutului BERD în luna noiembrie 2022, care erau destinați doar pentru cazuri de urgență? Așa nu ni s-a spus. Ei însă, cheltuind această sumă pe achiziții gazelor la prețuri mult mai mari peste cele europene, au depozitat aceste gaze în Ucraina, plătind sume mari pentru servicii de depozitare și transportare, o parte din care și acum stau depozitate acolo la costuri cam mari. 8. Cum s-a întâmplat ca Iero GmbH a fost declarată câștigătoare la majoritatea licitațiilor organizate de Energocom pe proiectul cu BERD și au obținut dreptul să livreze 88% din totalul necesar pentru suma de 300 de milioane de euro. Cunoșteau la acest moment factorii de decizie despre conflictul de interese al conducătorului grupului de companii Iero, William Copos, cu părțile proiectului Republica Moldova BERD. Și nou, ultimul. Dacă serviciile logistice acordate către Energocom pe teritoriul Ucrainei de către Ukrtransgaz au fost achitate de Energocom pe teritoriul Ucrainei, cu TVA inclus, sume care mai apoi au fost incluse de către Energocom în declarațiile de import la introducerea acestor gaze în Republica Moldova și a fost plătit iarăși TVA și din sumele TVA plătite în Ucraina, astfel fiind majorat prețul final al gazului pentru fiecare consumator din Republica Moldova.
Această informație, șaltă, va fi publicată după conferința mea de presă, transmisă pentru toată mass-media și rog experți, economiști, funcționari publici, care mai aveți idei sau poate ceva încă n-am găsit, să ne contactați, să mă contactați pe toate platformele existente. Ca așa ceva nu trebuie lăsat. L-am văzut ieri pe domnul Spânu la domnul Gonță. Spânu, maladeț. Dacă e oare șuricul lui, oare lui Dodon, are aceeași milimetri grosime. Despre dosarele lui penale. El a zis că el doarme liniștit. Mi-a plăcut știrea pe Puentas, Spânu a bugalovnych delach. Я сплю спокойно. У меня спуск молодат, не ждекат, пентру миллион делей. Шинуш, че, короче, шбаня с и донезу. Андрюк, да тут бедный честный чиновник. Кум ты после спермис донезу миллион делей? Я он донат здесь де миллионе де инвиаца. Мне кам авут провиненца, аж ка ам бани декларас. Да тут у меня ше щедрый тифач, то он сам кнаве не бой де бань, ше трэш нум один зарплаты. Смешно это, Андрюк. Короче, Андрей, спи спокойно. Спи спокойно, дорогой товарищ. Дар и начало штем. Аналит конференции депрессы. Брал с верификой информатик, ну и верификат таты. А соборбим здесь приуняли бизнес, ну, бизнесу рной, а у Андрей спыну. Андрей, ну, врал, акума с... Кума создал идеи де бизнес, и? Ну, майка... Acuși, prin probe iarăși, adică cu exemplu, ați demonstrat de ce ideea mea de business care acum îți voi oferi o e mult mai bună decât acelea la care tu te gândești. Nu contează, legat de drumuri sau de altceva. În situația dumneavoastră, domnul Spân, și într-o zi oricum schimbă puterea și azi răspundeți pentru tot ce am vorbit în ultimele săptămâni și am vorbit astăzi, eu cred că cea mai bună investiție pentru dumneavoastră, щоб спати спокійно. Eu cred că, domnule Spânu, eu găsește o persoană подставна, cumpără câteva sute de hectare de pământ, dar poate le ai și eu nu cunosc acest lucru, și începi, te rog frumos, business-ul cu nușele, nu altceva. Și acum îi explic de ce. Business-ul cu nușele, cu nucarii, este unicul bun pentru Andrei Spânu și garantat. Și Andrei, aici eu nu mint și acuși înțeles de ce. Dacă iei câteva sute de hectare și pui nuci, apă la un moment dat poți câștigi bani buni sau chiar foarte buni. Am Andrei Spânu și mulți moldoveni care ne privesc, gândesc, ei, usate, тоже мне придумал бизнес, открыл Америку. Trebuie să pui nușele, 6 ani să aștepți până-i prima roadă. Andriuha, pentru tot ce ai făcut tu, eu cred că ți-ai judecat să-ți dă taman undeva între 6 și 10 ani de zile de pușcărie. Și uite ce-i pricolnă. Pasadil șase orehe și văhodiș că pervămă urajaiu. Dacă să-ți dă 8 ani, apnucarea să-ți dă atâța nuci ca să facem export cu nușile tăile în toate țările care vor avea nevoie. Dinez, dinucă, oar dinucă întreagă. Поэтому бизнес орехами, для спину, еще раз, ребят, это самое выгодное для него. Натворил делов, за которые он сядет. Рано или поздно. Сейчас посадил орехи, пока на свободе есть возможность. Через 6-7 лет, когда выйдет как раз первый урожай. Да, тяжело ждать на свободе, вкалывать 6-7 лет, пока будут орехи. У Андрюхи выйдет как раз богатым человеком. И можешь дальше, Андрюха, спать спокойно. Încă un subiect foarte important. Au scris mai mult журналист, cetățeni. Я, как домна моя Санду, сонтлнитку партидли про европейни, как план, теграриан Европа, шамайди парти. Домна Санду, а манцелес к нас ку нас кут, ши нас штиут ку газу. А звадал мы с Крисом копи, шла до меня с штет, четыре месом прокуратуры, си шамайди парти. А мон привит антлнира домня вас, ку партидли европейни. Да, sunteți bravo. Și chiar aici sunteți bravo și dumneavoastră și Dodon. Că pe
timpul dodon unii au văzut prima și ultima dată președinția, așa ați făcut și dumneavoastră la unii dintre înșe excursii. Mai ales partidele care au câte 2-3 membri. Poate 7. Dar asta e treaba voastră. Ați spus că ați adunat doar partidele pro-europene. Invitația care am primit-o săptămâna trecută de la un ONG, că să ne întâlnim la un hotel din Chișinău, mi s-a spus că o să fie socialiști, PAS-ul, partidul lui Chicu, platforma DA, partidul nostru, nu mai țin nici care erau, mă uit și opoziție, da, ei cumva au mers după varianta, că să fie partidii mari care sunt în Republica Moldova, care au primari, au un rating. Dumneavoastră, în ultimul moment, ați spus că nu, că nu vineți, s-a anulat întâlnirea și ați spus, nu, faceți voi la președinție o întâlnire de confort cu a voștri. Deși cu a voștri, nu-i de atât că sunt a voștri, dar de atât că voi cumva ați spus, eu gata, e ca știți pro-europeni și înainte din întâlnire cu dânșă, șamu cu dânșă și tot așa. Spuneți, vă rog, ca iarăși nu și băca cu gazul, cu contractele. Dumneavoastră, doamna Sandu, aveți un SIS întreg, care eu sunt sigur că, pe lângă faptul că se mai scriu acolo povești cu Laur Balaur, dar au posibilitatea cel puțin nu doar a cunoaște, dar și de a vă raporta informația că, spre exemplu, unul din partidele prezente la întâlnire cu dumneavoastră, nefiind partidul vostru PAS de la guvernare, unul din partidele și până amu se hrănește din unele scheme de storcare de bani de la unii oameni de afaceri și de la unele companii. Spuneți, vă rog, doamna Sandu, dumneavoastră cunoașteți că altul din pro-europeni, care așa faceți voi poză cu fieță între state și îndrăgostite în Europa, se întreține la moment pe banii lui Șor, toată activitatea politică pro-europeană. Încă unul din ei a stat și stă, bine mersi în buzunarul unui fugar, pe care la solicitarea dumneavoastră autoritățile din Statele Unite ale Americii și UE l-au introdus, au fost introdus sancțiuni către acest fugar din Republica Moldova. Doamna Sandu, dacă eu să fiu ca dumneavoastră, apiu azi, dacă dumneavoastră i-ați spus pe pro-europeni, partidul nostru este un partid de centru care promovează doar vectorul național de dezvoltare. Apiu și trebuie să fac. Aha, aici s-au îngrămădit acolo. Dați eu cu centru stânga, să mă duc amul cu Ușor, cu Vazrăjdenia, cu Curcă. Doamna Sandu, eu rămân orfan politic, adică partidul nostru. Noi putem să fim fără parteneri în politică. Pentru mine este partenerul principal pentru partidul nostru cetățeanul Republicii Moldovei, bunăstarea lui, greutățile lui, cum să-i deplinim o parte din promisiuni care dumneavoastră și PAS le-au promis și nu le-au făcut. Noi suntem partidul pentru vectorul național de dezvoltare. Doamna Sandu, eu niciodată n-am procedat și nu voi proceda cum, spre exemplu, face Plaha, când dacă îi spune lui Filat și lui Ghimpu, da, căruce, dacă nu-mi mai dați un minister, ori nu știu, mă duc la Voronin cu comuniștii, lui Voronin îi spune altceva și la cum. Doamna Sandu, eu o să merg înainte ca un vapor care îi dă bătaie pe centru și care nu sculc pe dreapta, cu dumneavoastră ați culcat țara, oricum Dodon îl culca pe stânga. Eu astăzi o să lupt pentru interesele cetățenilor și niciodată n-a să accept unele coaliții până la parlamentare sau, Doamne ferește, după parlamentare cu hoțomani. Dar în același timp, dacă PAS-ul și sunteți numai oameni buni acolo, de-am tachiu și faceți voi cu primarii prin țară, mie mi-ar fi rușine. Deoarece parcursul european a fost distrus, ratingul parcursului european a fost cândva distrus de colegii
unui partid politic din echipa care ați făcut și dumneavoastră parte. A fost distrus cu plahotniuc și țineți minte ce vă spun acum. Acești căluți alături de dumneavoastră, sub umbrela dumneavoastră, a să mă distrugă încă o dată. Și îmi pare foarte rău. Da, eu nu merg ca dumneavoastră să pup în fiecare zi drapelul UE. Și în general nu pup drapelele altor state. Eu am mers, merg și voi merge doar înainte cu drapelul Republicii Moldova. Stimați cetățeni, am de lucru foarte mult. Mai este o situație, mai trebuie prelucrate datele, le depun la procurator astea. Am o și ținic mai mult ne-a dat o întrebare privind mesajul care l-am publicat foarte emoționat acum două zile în urmă, noaptea, când am vorbit cu doi tineri care atât de tare m-au șocat și am auzit și am văzut cu ochii mei, încât au bătut toate retrăirile mele și toate greutățile prin care cândva am trecut când cătam piloții moldoveni în Afganistan. O să vii ziua și o să vă arăt și aceste lucruri, deoarece aceste crime, oricum, trebuie să facem tot posibil să fie oprite. Eu vă mulțumesc, stimați cetățeni, pentru susținerea care o am, încrederea care o am din partea dumneavoastră. O să continui să muncesc pentru bunăstarea fiecărui cetățean din Republica Moldova. Și pro-europeni, și unioniști, gagauși, bulgari, ucraineni, ruși, toți care avem. Это долг любого нормального человека. Совет свой зи, как моя фрумаса, вокупринт, пока.